Hai, salut prieteni, sunteți pe Capital TV, ăsta e episodul 6 și am să vă dau o veste bună. Mihai Trăistariu tocmai și-a făcut transplant de păr. Ați făcut cunoștință cu un nou fenomen care a luat amploare în ultima perioadă pe internet. Așa că spuneți papa Harlem Shake-ului și întâmplați cu brațele deschise milking-ul. Despre ce este vorba mai exact? Păi simplu, despre niște tineri care își toarnă în cap un bidon de lapte, de preferat în locurile publice cât mai aglomerate. Și cum tot ce e tâmpit e la modă, milking-ul a prins foarte bine pe întreg mapamondul. E de ajuns să dai un simplu search pe YouTube cu cuvântul milking și o să ai parte de o gălăgie de variante de milking de la cele mai tâmpite până la cele mai tâmpite. Puțin pe gânduri și mă întrebam oare când o să avem și noi parte de prima variantă românească a milking-ului. Și știi când? Nu prea curând, pentru că la noi laptele e prea scump. Chestia asta cu laptele atât de tare încât are și un fenomen derivat. Se numește Gallon Smashing și a apărut pe data de 23 februarie, anul curent, când trei frați din Washington DC au aplaudat un filmuleț pe YouTube în care apăreau în diferite supermarketuri și aruncau cu bidoane de lapte în sus, iar apoi se aruncau pe podea, făcând ca totul să pară un accident. Chiar dacă unele faze sunt amuzante, trebuie să ne gândim că totuși puștii aia glumeți fac destul de ranș prin magazine. Izbesc bidoane de frigider, dărâmă standuri, le murdăresc oamenii cu lapte și ca să nu mai zicem că le dau de lucru oamenilor de servici care trebuie să adune tot laptele ăla de pe jos. Și cum era de așteptat, filmulețul a adunat încă din prima săptămână peste 400.000 de vizualizări pe YouTube. A ajuns viral. Atât de viral încât pe 23 martie cei trei puști au fost acuzați de poliția locală din Virginia de Nord de comportament turbulent și distrugerea proprietății. Au fost nevoiți să plătească chiar câteva amenzi. Se zice că tătici în general nu sunt la fel de atenți cu copiii cum sunt mămicile, că stau toată ziua cu burta în sus la TV, mănâncă semințe, beau bere, doar că există totuși și tătici care știu măcar să facă codița copiilor. Și nu oricum, ci într-un mod original. Trebuie să recunosc că prima oară când am văzut clipul m-am cam speriat, mă și gândeam, zic frate, să vezi acum cum îi smulge părul bietei fetițe, vine protecția copilului, clip de 2 bani, mi-am pierdut un minut din viața aiurea, dar nu. Tipul se descurcă chiar bine și plus de asta, fetița pare și încântată după ce codița ei e gata. Pun pariu că după ce o să vezi următorul clip, o să te gândești de unde să faci rost de o pisică și să încerci și tu. Hai, recunoaște că e amuzant, adică totuși e vorba de o mitralieră îmblănită, nu vezi așa ceva în fiecare zi. Și stați liniștiți, nu vă alarmați că nu o chinuie, pun pariu că și ei îi place. Ce faci dacă ești implicat într-un accident în trafic? Păi simplu, te dai jos, evaluezi pagubele materiale, discuți calm cu celălalt șofer și cădezi de comun acord. Ori îi dai asigurarea, ori îți dă asigurarea în funcție de cine a fost de vină. Doar că în Rusia lucrurile stau puțin altfel. По поводу фонда. Ой, блядь, авария какая ужасная. Да, всё, извините, я перезвоню, да.
Da, ai văzut? E simplu. Te dai jos, îți iei poșeta și ai plecat. Ce să mai stai la discuții? Îți vezi în continuare de drum că doar ai alte treburi mai importante de făcut decât să dai declarații pe la poliție. Bine, acum să fim sinceri, la ce mașină au băieții aia, probabil la fel aș fi procedat și eu. Clar, nu merită deranjul. Cum am mai spus-o și până acum, sportul e foarte sănătos și chiar e recomandat să faci sport zilnic, indiferent că ești om sau maimuță. Uite acolo antrenament intens, băi frate, flotările sunt flotări, abdomenele sunt abdomene, maimuțica asta e pusă pe treabă și clar se pregătește intens pentru ceva anume. Iar la sfârșit, după ce termină exercițiile, își face și puțin timp pentru sesiunea de poze. Sexy! Să zicem că ești în trafic, conduci liniștit și brusc în fața ta se răstoarnă un camion. Ce faci? În primul rând dai în spate să nu se rostogolească vacile alea pe mașina ta, iar apoi privești cum se culeg liniștite de pe stradă. Din fericire, toate vacile au supraviețuit și au ajuns vii și nevătămate la abator. Următorul clip ne prezintă cel mai frumos moment din viața unui cuplu, sau mai degrabă cel mai penibil. Oricum nu contează atât timp cât iubirea, fericirea și buna dispoziție plutesc în aer. Exact cum spuneam, atâta fericire se citește pe fețele celor doi. Bine, generică ăsta se vede clar că e umblat prin lume și știe scheme de alea cu încrucișatul paharelor să facă momentul să fie cât mai special, doar că nu prea iese. Dacă și în noaptea nunții tot așa se bâlbâie, e clar. Trecem la următorul clip de astăzi, care se anunță a fi unul cât se poate de normal. Un tip stă pe canapea și cântă la chitară, în timp ce copilul lui stă liniștit lângă el și își vede de treabă. Dar partea tare abia acum urmează. Puștiu e pe cale să ne demonstreze că și el știe să cânte la chitară, chiar dacă încă mai poartă Pampers. Mă, sincer, se pricepe cât de cât. E și micuț și drăguț, doar că la vârsta aia te plictisești repede și parcă tot mai interesant e să bați în chitară sau să-ți prinzi tatăl de barbă. În Brazilia e o plăcere să mergi cu taxiul, mai ales când ai peste un șofer care îți și cântă ceva. Și nu manele ca la noi. Vocea tipului sună destul de bine și e oarecum asemănătoare cu cea lui Michael Jackson. Și mi se pare mie sau la un moment dat tipul ăla chiar spune ceva de genul "The shit is not my son", care în traducere ar însemna "Răhățelul e fiul meu". În fine, nu contează, poate chiar asta a vrut să zică. Chestia e că atunci când te urci în mașina lui, nici nu mai contează în ce direcție mergi. Unde mergem? Nu contează, bag-o pe aia cu Billie Jean. Cam atât pentru astăzi, ne revedem săptămâna viitoare la Capital TV. Până atunci, numai bine, pa, pa!